Rămâi, Doamne, și astăzi lângă mine, căci cu Tine alături simt că pot birui cu orice pe această lume și simt că mi pot împlini orice vis pe care îl am, chiar și pe cel mai îndepărtat sau care pare imposibil. Căci Tu, Doamne, nu ai lăsat neajutat pe nimeni ce la Tine sprijin a căutat. Și știu că Tu le orânduiești pe toate înspre bucuria celor ce se roagă Ție. Nu mă lăsa, Doamne, să rămân fără răbdare, așteptând împlinirea dorințelor mele, și dezleagă-mă de orice urmă de mândrie și de deznădejde, căci acolo unde este deznădejde și mândrie în suflet, Domnul nu ajută. Arată-mi Tu astăzi ce trebuie să schimb în viața mea pentru a merita minunile Tale și îndrumă-mă pe cărările Tale, cele drepte și fără de sfârșit. Amin. Dumnezeule, Cel ce iubești pe cei ce nu calcă legea Ta și Cel ce întorci din rătăcire pe cei ce se leapădă de Tine, primește-mă și astăzi înaintea Ta, căci nădăjduiesc în al Tău ajutor și în a Ta blândă mângâiere. Nu mă uita pe mine, Doamne, atunci când vei alege pe cei pe care să-i bucuri astăzi cu ale Tale sfinte binecuvântări, și învrednicește-mă cu tărie sufletească pentru ca să pot trece ziua în bunăstare, în curăție și în bună cuviință. Nu mă lipsi de îndrumarea Ta, căci vreau să duc la bună împlinire cele ce mi-ai dat să împlinesc și cele de trebuință trupului și sufletului meu. Și să lășluiește Tu, Doamne, în gândul meu în tot ceasul acestei zile. Umple-mă, Doamne, astăzi de bucuria Ta, cea fără de margini. Mântuiește-mă de sfatul rău și de gândurile cele deșarte, prin puterea Duhului Tău cel Sfânt. Și cârmuiește-mă Tu, Doamne, înspre împlinirea voii Tale și înspre ale Tale minuni. Amin.